profil, să spunem, care mă apropiam mai degrabă, Doamne ferește, ca să zic așa, de ce i s-a întâmplat Andrei decât ea. Pentru că, exact ce spunea Andreea, eu am mai puțin de 2 ani între cele două operații de cezariană, respectiv un an și 5 luni are Victoria, deci un an și 5 luni am și eu între cele două operații. Corect. Și eu am fost avertizată asupra acestei situații. Și știu și de povestea cu ruptura de uter și tocmai de aceea merg destul de des în perioada asta la medic. Aici mai era medic. O problemă, nu vreau să intru chiar atât în amănunt în discuție cu Andreea, dar dacă ai deschis tu subiectul, în zona aceea s-a întâmplat ceva, adică uterul a putut fi reparat sau pentru că au apărut zvonuri că el a fost extirpat? Ei, astea sunt niște detalii prea intime ca să vi le spun vouă. Am înțeles. Bănuiam, dar dacă tot a deschis Gabi Cristea subiectul, mă gândeam că este importantă informația pentru cele care, Doamne ferește, ar putea trece prin așa ceva și și-ar mai dori copii. Deci... o ruptură uterină e foarte nasoală. E greu după aceea să poți reuși. Doamne ferește. Da, adică este clar că nu mai ai cum să, cum să te mai gândești la alți copii. Spun oamenii care au avut zile și sunt oameni care știu despre ce vorbesc, pentru că deși este rară, un caz la 80.000, foarte multe sunt mortale. Adică chiar ai avut zile și... Eu sunt fericită că am 2 copii, eu 2 copii am vrut, nu vreau mai mulți copii. La început și eu și Jordan s-a plăcut să facem 2 copii, așa că mai departe oricum nu mai vreau. Cum este copii. Acum, dacă vorbim despre Clara, cum este comparativ cu prima fetiță? La parametrii tehnici. A ieșit mai grăsuță, mai slăbuță, mai lungă, mai... Păi nu, că el a avut 3,270 și Clara 190. Deci e bine că a depășit 3, era stresată să aibă peste 3 kg. Și amândouă au avut păr, deși după aceea Ela Chelicea, dar acum are un păr blond. Clara este brunetă, deci seamănă cu George, dar sunt curioasă să spun că avea părul și ei. Și restul, nu știu, să vă țin la curent în vloguri pe evoluția mea și a Clarei și a Elei și vreau să-mi filmez abia și mâine să văd cum reacționează Ela când o vede pe Clar. Ne întreabă telespectatorii când o pot vedea. Știu că prima oară tu ai așteptat ceva timp până... Pentru el am așteptat 2 ani pentru că nici nu avea păr, nici nu vroiam să-mi expun viața atât de mult. Au fost mai multe motive. Acum cu Clara s-ar putea pe la 6-7 luni soară, dar nu, acum nu e mici, că abia deschide ochii, nu are sens să arăți un copil atât de mic. Mai târziu să-ți formeze și ea trăsăturile, facem o poză, filmăm, vedem pe vlog. Da, mi se pare corect. Acum, Doamne, ce mă bucur că-s bărbat, deci pe toate discuțiile astea. Da, mă. Da. Și eu cred că dacă era un bărbat în locul tău, Andreea, să plângea mult mai mult acum. Că noi și când ne lovim la un deget, stăm câte o săptămână și... Da, hai să țin eu partea bărbaților. Andreea nu știe mare parte din ce i s-a întâmplat. Adică a zis foarte clar. Da, e zâmbitoare. I s-a rupt filmul mai înainte. Păi cred că... Sau sper să nu fie așa. O să aibă timp să se gândească prin ce a trecut și s-ar putea să se sperie de-abia de aici înainte. Dar mai bine nu te mai gândești. Da, pe mine nu, sincer, nu mă sperie nimic. Adică am trecut prin viață de foarte multe lucruri. Am fost și bolnavă, am fost și prin niște competiții extraordinar de grele, prin meci și mai departe. Nu mă sperie absolut nimic și nu mă împiedică nimic. Eu am o ambiție ieșită din comun, ambiție dusă la extrem, la nebunie. Și nu o să mă împiedice acest top card de rezultată să mai fac ceea ce făceam înainte. Că te-ai lovit la unghie. Nu mă împiedic că dialogul așa s-a purtat de ca și cum... Da, nu e totuși... Adică e ok să fii optimist, e foarte o să ok. Văd dar nu e de luat chiar așa de în joacă. Zic și eu, nu știu, ar fi bine... Aștept să se vindece operația tăietura și apoi să încep ușor să fac efort, sport și așa mai departe și o să văd cum mă simt pe 2-3 luni, momentul în care se dansez. Dar... La câte am niște asta mă știu, o să fac tot ceea ce e necesar, pentru că eu sunt un artist de show, dar la mă știe că fac show, unul dintre cele mai bune show-uri din România și abia aștept să pe scenă este viața mea, sunt foarte fericită pe scenă. Sunt convins de asta. Cred că este o consecință a faptului că tu în ultimii ani, gândirea aceasta pozitivă, tu în ultimii ani... Pozitivă, exact, tot timpul. Tu în ultimii ani ai fost preocupată foarte mult de... Dezvoltare personală. De dezvoltare personală, de autocunoaștere și vreau să te întreb... genul acesta de episod sau faptul de a fi plasat în granița asta, în no man's land ăsta, între viață și moarte, unde orice se poate întâmpla. E un teren minat acolo. Ți-a schimbat
cumva perspectiva asupra vieții, asupra vieții tale, asupra priorităților de aici înainte? Evident că apreciez mai mult viața, dar lucrul ăsta oricum încercam să-l fac dinainte prin această dezvoltare personală. Evident că apreciez mai mult familia, soțul, copiii. Îți dai seama, stăteam și mă gândeam în scenariu, dacă eu muream, rămâneam George cu doi copii, era greu, adică apreciez foarte mult familia, copiii și viața pe care o am. Și poate că e bine că s-a întâmplat așa, că din nou apreciez și mai mult ceea ce am, viața pe care o am, familia, copiii și așa mai